Salutare! Bine v-am găsit la un scurt rezumat al webinarului 1 din cadrul cursului Multimedia in Blogging. Eu sunt Roxana și vă voi povesti despre cum putem să facem o prezentare în Animaker. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să intrăm pe www.animaker.com. Pentru a ne crea o prezentare aici, va trebui să ne creăm un cont. Și pentru a face acest lucru, dăm click pe Sign Up. Avem mai multe opțiuni de a ne crea un cont în Animaker. Primul e să ne creăm un cont folosind contul nostru de Google sau contul nostru de Facebook sau efectiv să ne scriem noi un nume de utilizator, o adresă de e-mail și o parolă. Ce trebuie să fiți atenți e ca adresa de e-mail pe care o scrieți să fie validă pentru că veți primi un e-mail de confirmare. Eu am ales să-mi creez contul cu contul meu de Google pentru că voi primi e-mailul pe Gmail și este cel mai ușor. O să dau click. Eu deja am un cont creat, așa că nu voi mai merge prin pașii aceia de confirmare cont. Dar voi, dacă intrați pentru prima dată, veți primi un e-mail pe contul de Gmail cu un link pe care va trebui să dați click și apoi o să vă ducă pe pagina aceasta. Prima pagină din Animaker se numește Dashboard. Puteți să vedeți numele și aici sau aici. Și aici veți putea observa că putem crea mai multe feluri de video. Videouri orizontale, verticale, pătrate, videouri specifice YouTube sau pentru story de Instagram sau pentru cover-ul de Facebook. Sau putem să creăm invitații la zilele noastre de naștere sau la nunți sau un card de Crăciun. Sau putem să facem postări pe Instagram. Putem să facem GIF-uri sau meme-uri, vedeți aici o grămadă, sunt deja create, sau story-uri pe Facebook. Sunt o grămadă de lucruri care se pot face în acest Animaker, dar pe noi ne interesează un video de prezentare. Și pentru a face un video de prezentare, aici avem un buton de Create. Dar înainte de a face video-ul acesta, o să vă arăt un pic ce mai puteți vedea în pagina aceasta de Animaker. Aici, la My Videos, o să vedeți, după ce vă creați filmulețe, aici o să vă apară toate filmulețele pe care le-ați făcut voi vreodată. Aici o să vă apară filmulețe pe care alții le-au împărtășit cu voi. Aici puteți să vă creați echipe, dar încă pentru noi asta nu e așa de interesant. Și aici este un buton de upgrade. Animaker acesta este gratis, dar dacă vrei să ai foarte multe funcționalități, trebuie și plătit. Deocamdată pentru noi nu este de interes acest lucru. Așa că pentru a ne crea un video, vedem aici Create a Video. Dacă dăm click pe săgeata aceasta, putem să vedem că putem să ne creăm un video de la început, de la zero, adică avem o pagină goală în care noi adăugăm elemente, sau putem să folosim un template, asta înseamnă ceva, un video creat deja de niște persoane, pe care noi îl putem adapta ca să-l folosim pentru videoul nostru. Mai putem vedea că putem să ne creăm un GIF, dar aici sunt deja niște GIF-uri gata făcute, sau putem să ne creăm un caracter și asta este un pas foarte important în videoul nostru, căci vom putea să avem propriul nostru caracter și vom porni de aici înainte să ne facem videoul. Dăm click pe crearea unui caracter și ne putem alege genul. Putem să fim, dacă suntem băieți vom alege băiat, dacă nu vom alege fată. Eu fiind fată voi alege această fetiță. Aici sunt deja niște caractere gata făcute. E fetița asta cu păr scurt, cu păr prins, dar să zicem că eu voi alege pe aceasta. Și aici o să vedeți că pot să-mi aleg culoarea pielii. Sunt aici tot felul de culori ale pielii care pot fi
apropiate de ale voastre, sau puteți să vă faceți caracterul extraterestru, sau doar să fie așa colorat, să zicem, eu merg de culoarea aceasta. Apoi, aici este culoarea pielii. Apoi, aici ne vom alege părul. Să vedeți că este păr creț, păr scurt, părul prins, părul foarte creț, prins într-o coadă. Să zicem că părul meu arată cam așa. Și eu am culoarea părului, culoarea aceasta. Puteți să vă alegeți aici orice culoare vreți. Dacă dați click pe paletă de culori, să vedeți aici tot felul de combinații. Să zicem că culoarea părului meu este aceasta. Puteți și de aici să vă alegeți, să vă faceți părul în ce culoare vreți voi. Apoi pot să-mi aleg forma feței. Aici sunt mai multe tipuri, mai pătrată, mai rotundă, mai ascuțită. Eu o să o las pe aceasta pe care deja am ales-o. Putem să ne alegem forma ochilor, să zicem că o să-i aleg pe aceștia și ochii mei sunt verzi. Da, verdele e cam țipător, așa că o să-mi aleg, dacă vă uitați înapoi, aici unde e... Asta cu culori, puteți să dați click și să căutați o culoare potrivită pentru ochii voștri. Să zicem că se aleg așa. Putem să ne modificăm sprâncenele, nasul, buzele, urechile. Putem să ne punem cercei, să zicem că o să-mi pun niște cercei negri. Dacă veți vrea la un moment dat să faceți prezentări pentru bunicii voștri sau pentru persoane mai în vârstă, puteți să repuneți riduri pe frunte ca să semene mai tare cu ei. La fel, cei care aveți pistrui, puteți să vă puneți pistrui pe față. Astea sunt alte riduri. Da, astea sunt o felul de riduri, de modalități de a pune riduri pe față. Aceștia sunt pistrui. Vedeți de aici? S-a pus pistrui pe față. Da, eu nu am, așa că o să selectez butonul acesta, care înseamnă că nu pune niciun fel. După ce mi-am creat aceste elemente ce țin de învățișarea mea, o să pot să-mi aleg hainele. Aici la outfit sunt costumații gata făcute, de exemplu pot să-mi pun o rochie sau pantaloni scurți cu bluză sau un hanorac sau costum de gimnastică, probabil este acesta dacă vreau să-mi fac o prezentare despre mine ca fiind un sportiv, sau pot să-mi aleg un tricou sau o bluză, partea de sus a îmbrăcămintii. Să zicem că îmi aleg o cămașă cu o bluză, dar nu, să zicem că nu-mi place culoarea aceasta a bluzei și pot să-mi aleg, să zicem, ceva verde, verde închis. După ce mi-am ales bluza, pot să-mi aleg pantalonii. Pantaloni lungi, pot să-mi aleg și fuste și pantaloni de altfel. Să zicem că o să alegem pantalonii aceștia. Pot și pantalonilor să le schimb culoarea. Apoi o să-mi aleg ce păpuci vreau să am în picioare. Pot să fie ceva puțin așa mai de munte sau păpuci de ploaie sau păpuci cu toc. Da, o să-mi aleg ceva Adidas, să zicem, gri. Bun. Uite, deja personajul meu are ochelari, da, să zicem că nu vreau să-mi pun ochelari, așa că voi alege aici la partea de ochelari, o să aleg că nu vreau. Uite, puteam să-mi aleg ochelari de înot, probabil, sau de 3D.
ochelari de vedere, poate că unii dintre voi vor să își pună la... Sau pot să fiu pirat și să-mi pun un petec pe un ochi sau ochelari de carnaval. Dar să zicem că eu nu vreau să-mi pun niciun fel de ochelari. Apoi pot să-mi pun o pălărie. Sunt mai multe feluri. Căști. Ceva la gât, șarfe sau cravată. Sau fular. Bijuterii la gât. Aș putea să-mi pun una să fie neagră sau gri. Și pot să-i schimb și zorzoanele acelea. Uite, pot să-mi pun ceas dacă vreau. Sunt mai multe modele. Brățară, mască. Dacă voi vrea să fac o prezentare despre de ce e bine să porți mască sau cum e să porți mască la școală, pot să-mi aleg și o mască de aici. Și tatuaje, în caz că vreți să vă puneți la personajul vostru. După ce am terminat de ales toate lucrurile acestea despre personajul meu, o să-i dau un nume, o să-i zic Rox și o să dau click aici pe Save. Aici o să mă întrebe dacă vreau să-mi salvez personajul și mai dau încă o dată click pe Save. Și mă anunță că caracterul meu a fost salvat. Dacă voi vrea să accesez caracterul, îl voi putea accesa din aplicație. Pot să mai închidez un alt caracter sau pot să merg înapoi pe dashboard, care era prima pagină pe care v-am prezentat-o. Și nu mai vreau să-mi creez alt caracter, așa că o să merg înapoi pe dashboard. Bun. Acum că am caracter, pot să încep să-mi creez propria mea prezentare. Dacă dăm click pe Create a video, și vă ziceam că există două modalități, una de a crea o prezentare de la zero sau de a folosi deja o prezentare pe care cineva a făcut-o și pe care eu o pot modifica. Și o să aleg varianta aceasta pentru că este mult mai simplu. Aici voi putea observa niște prezentări pe care câteva persoane le-au făcut. Este o prezentare despre cineva care vrea să-și vândă o casă la mare, care are tot felul de elemente. Vedeți, are tot felul de animații, titlu, poze, tot felul de texte. Sau mai este prezentarea de promovare a unui produs, a unui servicii, sau prezentarea despre ziua de naștere a cuiva. Dar mie cel mai mult îmi place prezentarea aceasta a unui profesor, pentru care foarte multe, o să dau puțin mai încet volumul de la prezentare, are foarte multe elemente pe care eu aș putea să le folosesc în prezentarea mea. Personajul care își pune întrebări, o listă cu lucruri despre el, animații frumoase între scene. Și dacă vreau să folosesc acest template, o să-i dau click pe Use. Pot să-l închid deja pentru că îmi deschid o pagină nouă. Și aici o să văd ce v-am arătat mai înainte în filmuleț. Asta, filmulețul, după cum ați văzut, este format din scene. Scena 1 este cea de prezentare cu salut, scena 2 în care spune că are o super putere, scena 2 despre ce poate să facă în legătură cu studenții, o scenă în care își pune o întrebare, câteva lucruri despre profesori și îmi place partea asta în care începe cu o scenă de salut, doar că văd că folosește un alt personaj și eu vreau să-mi folosesc personajul meu. Pentru a face acest lucru, da, aici unde sunt caractere, în al treilea tab de sus în jos, aici văd că scrie caractere,
Aici văd că pot să-mi aleg unele dintre caracterele gata făcute. Cele cu steluța acestea sunt caractere pe care le putem folosi doar dacă avem varianta plătită a Animaker. Dar noi deja avem un caracter și dacă am dat click pe omulețele acestea cu plus, pot să-mi văd caracterul pe care eu l-am creat. Și dacă dau click pe el, o să mi-l pun aici și pentru că o să vreau să-l înlocuiesc pe acesta cu caracterul meu, o să îl șterg pe acesta, dând click pe butonul. Deci, odată am dat click pe el și apoi am dat click pe butonul de delete și apoi o să-mi pun personajul meu aici, cu drag and drop, îl fac un pic mai mare și mă uit ce ar putea să facă personajul meu. Pentru că eu l-am creat ca aspect, dar Animaker știe să-i pună niște animații pe el. De exemplu, o animație în care plânge, o animație în care plânge foarte tare, o animație în care prezintă ceva. Hai să vedem ce face asta. Dacă îl pun așa, o să stea într-o parte și o să ridice mâna. Și mi se pare potrivit pentru prima scenă în care zic, în loc de hello, o să scriu salut. Și o să scriu, eu sunt Roxana. Bun. Pentru a putea vedea această scenă, dăm click pe butonul acesta. Și o să ne arate scena. Salut, eu sunt Roxana. Ok, sunt mulțumită de rezultatul meu și voi trece la următoarea scenă. Ce vom vrea să prezentăm noi despre persoana noastră e numele, deja am scris eu sunt Roxana, vârsta, hobby-urile noastre, mâncarea preferată și animalele preferate. Nu, prima dată eu am scris numele, hai să vedem cum o să-mi scriu vârsta și ce-mi place să fac. O să caut o scenă care mi se pare potrivită pentru acest lucru. De exemplu, la aceasta. Aș putea scrie aici, am 27 de ani și îmi place să. Două puncte și voi scrie cu o liniuță ce îmi place mie să fac. Doar că văd că deja textul acesta se suprascrie cu celălalt text, așa că mă voi dau click pe el și unde sunt săgețile acelea patru, dacă dau click pe ele pot să le pun stânga, dreapta, sus, jos. Și o să le pun un pic mai sus. Și să vedem ce îmi place să fac. Îmi place să cânt. Îmi place să călătoresc. Și o să văd acum că cuvântul acesta e mult mai lung decât cel de dinainte și se suprascrie cu celălalt. Dacă dau click pe el, o să văd că am aici o linie. Și dacă dau click pe ea și fac stânga-dreapta, o să văd că pot să fac așa mai lungă încât textul meu să încapă cum trebuie. Și să mă gândesc ce mai îmi place să fac, să citesc. Nu-mi place personajul acesta, pentru că nu e personajul meu, o să-l șterg din nou. Și o să pun personajul meu aici, în schimb. Bun, și pentru că vreau să arăt cumva că îmi place să cânt sau să călătoresc sau să citesc, o să mă uit în animațiile sau în acțiunile pe care le face personajul meu, poate găsesc ceva în legătură cu una dintre cele trei lucruri care mă reprezintă. Să vedem dacă găsesc ceva. De dacă aș fi campion la ceva, aș putea să pun acesta. Dacă sunt bolnavă, aș putea să pun acesta. Pentru partea de călătorit, aș putea să-mi pun un om într-o mașină. Uite, pentru partea de cânt, pot să arăt că cânt la tobe, dar mie îmi place să cânt la chitară, așa că aici unde scrie search, aș putea să caut chitară.
În engleză se scrie așa și dacă dau Enter, uite, este o acțiune care arată că personajul meu cântă la chitară. Și atunci îl voi pune pe acesta. Bun, ca să văd dacă îmi place cum a ieșit, o să dau click pe play. Văd că prima dată a pus textul și apoi personajul și aș vrea ca personajul meu să apară de prima dată în scena aceasta. Hai să vedem cum aș putea să fac lucrul acesta. Aici, în partea aceasta de jos, dacă dăm click pe Animation Timeline, vom putea să vedem în ce ordine se pun elementele din această scenă. Și o să văd că prima dată se pune acest triunghi, apoi se pun celelalte două, apoi triunghiul acela, apoi un text, apoi o bulină, apoi un text, apoi o bulină, un text, o bulină, un text și doar după, uite aici e secunda 5 jumate, aproape 6, doar după încă o secundă se pune imaginea mea. Eu vreau să-mi pun imaginea de la început, așa că voi putea să fac acest lucru mutându-o așa. Și acum am mutat-o să fie de la început. Hai să vedem, mai dăm un click aici să vedem dacă într-adevăr e așa. Și acum am văzut că îmi pune personajul, apoi pune primul triunghi, apoi al doilea și tot așa. Să zicem că chiar nu chiar de la început, hai totuși să fie un pic mai după ce începe prima parte a scenei. De ce apare aici 4 și aici 4,5? Îi pentru că în întreaga prezentare, scena 3 e de la secunda 4. Și aici putem să vedem că scena 3 are 4 secunde. Scena 1 are 2 secunde. Uite, dacă îi dau play, îi... un pic să pornească. O să mai dau încă o dată. Cred că s-a blocat. 1, 2. Durează 2 secunde. Acum scena 2 o să fie aceasta, dar eu vreau ca scena 3 pe care am făcut eu acum să fie scena 2, așa că o să dau click pe ea și o să mut ținând click-ul apăsat. Și acum voi vedea că scena 1 durează de la 0 până la 2. Scena 2 durează de la 2 până la 4,5, dar eu cred că până la 4. Scena 3 durează de la 2 până la 6, scuze, pentru că are 4 secunde. Scena 3 durează de la 6 până la 8, pentru că are 2 secunde și așa mai departe. Și o să vedem că în scena 1, prima dată, se pune această animație, acest triunghi. Apoi se pune personajul meu, apoi se pune celălalt triunghi, apoi textul, apoi celălalt text și atât. Apoi la scena 2, prima dată se pune personajul, apoi un triunghi, apoi alt triunghi, apoi alt triunghi, apoi text, bulină, text, bulină și așa mai departe. Bun, să vedem. Scena următoare e despre mâncarea mea preferată. Să vedem dacă găsim o scenă care să ne ajute cu ceva imagini, poate. Bun, deci nu este nimic care să aibă multe imagini. Hai să vedem cum aș putea să fac. Să zicem că o aleg una care nu are prea multă informație pe ea, de exemplu aceasta, îi șterg. În loc de textul acesta scriu mâncarea mea preferată este și aș vrea să îl mut un pic mai sus
să fie ca titlu. Și aș vrea să pun o poză cu mâncarea mea preferată, care este cartofii prăjiți, care sunt cartofii prăjiți. Aici, deci până acum ne-am jucat cu caracterul. Aici, la proprietăți, putem să găsim tot felul de alte elemente pe care le putem pune în videoul nostru. Aici, la text, putem să punem mai multe tipuri de text în titlul, în prezentarea noastră. Aici, la background, uite, de exemplu, pot să pun un background cu toamnă sau cu un fulger sau cu altă culoare sau cu gradient. Uite, dacă scrie aici în search, scriu food, poate găsesc ceva, uite, cu o bucătărie. Și o să zic, mâncarea mea preferată este, doar că acum textul acesta alt nu mai arată bine. Dacă dăm click pe el, o să putem să-i schimbăm culoarea, să vedem negru cum arată. Uite, acum se vede mai bine. Asta e background. Aici putem să punem mai multe imagini, să căutăm imagini și să le punem în prezentarea noastră. Aici alte videouri care pot fi incluse în prezentarea noastră. Sunete pe care le putem pune în videoul nostru, despre care o să vorbesc puțin mai încolo. Efecte speciale. Să vedem asta ce efect special ar fi fost. Se mișcă acele pahare. Dar deja l-am pus și ca să-l pun înapoi, o să dau Ctrl Z. Voi alege de aici, de la proprietăți, hai să scriu pizza. Poate pizza e mâncarea mea preferată. Uite, pot să văd că aș putea să selectez această pizza. Și așa pot să spun că mâncarea mea preferată este pizza. Imaginea aceasta de fundal poate fi puțin editată. Putem să-i punem efecte așa mai speciale de aici. Sau să păstrăm varianta originală. Sau să schimbăm culorile dacă vrem. Dacă vrem ca scaunele acestea să fie de altă culoare, putem să le punem de altă culoare. Putem să schimbăm locul lor, să punem cu sus în jos, poate. Eu zic că este de ajuns atât. Bun. Deci mai am încă o scenă. Pentru că am folosit scena 8 și vreau să pun ca și scena 3, doar o să o mut așa mai sus. Acum este scena 5 și o pun în loc de scena 3. Și acum, prima scenă e cea în care zic salut, a doua scenă în care zic că îmi place să călătoresc și să cânt și să citesc, scena 3, mâncarea mea preferată este pizza, dar poate totuși textul ăsta e un pic cam, nu se vede prea bine, așa că o să-i pun și bold, ce înseamnă că îl face mai îngroșat. Și aș putea să-l pun jos, că poate jos se vede mai bine și să-l fac un pic mai, așa, mâncarea mea preferată este pizza. Și punem aici pizza. Bun. Mi-a mai rămas să mai pun animalul meu preferat. Sau animalele mele preferate, pentru că poate sunt mai multe. Pentru a face acest lucru, o să caut o altă scenă. Hai să vă întreb, care este animalul meu preferat? Animalul meu preferat. Și o să aleg din nou personajul meu. Și o să caut cumva ca personajul meu să se întrebe. Așa.
care este animalul meu preferat. Și o să-l pun iarăși personajul să fie înainte de text, măcar. Așa. Dacă dăm click în afară, ăsta e scena 6, noi vrem să fie scena 4. Și o să punem încă o scenă în care îmi pun animalele preferate. Să vedem. Uite, o scenă cu două imagini. Să pun ca și scena 5. Asta e scena 4, asta e scena 5. Șterg pozele acestea care... Așa. Un animal preferat este câinele. Și altul este pisica. Pisica. Bun. Așa. Șterg și imaginea aceasta. Și aș putea să văd dacă caracterul meu nu are o animație cu un câine sau cu o pisică. În engleză, la câine se zice dog. Dog. Ah, și uite, chiar este. Este imagine cu personajul meu care plimbă câinele sau care se joacă cu câinele sau care... Uite, pot să pun pe acesta, că îi pune așa. Așa. Hai să vedem, poate este și cu pisică. Mai am pus personajul aici. În engleză se zice cat, cat. Nu este nimic legat de pisică. Hai să vedem. Atunci, dacă nu este cu pisică, să căutăm o poză cu pisică. Aici, la proprietăți, scriu cat, cat. Și uite, este această pisicuță pe care pot să o pun aici. Pisica și poate pot să fac cumva ca să se prefacă personajul meu care are grijă de pisică. Ce face ăsta? Ăsta e un doctor. Să vedem ce mai este pe aici. Da, duce o cutie. Ar putea să ducă o cutie în care este o pisică. Așa, fac pisica puțin mai mică și o pun aici în cutie. Bun, dar pentru că vreau să nu apară prima dată pisica și apoi personajul meu care duce pisica în cutie, o să verific ce apare prima dată pe pagină. Bun, în scena 5. Prima dată se pune textul câinele. Eu aș vrea ca prima dată să se pună personajul meu cu un câine, așa că o să dau click pe personaj și o să mut chiar de la început. După câteva milisecunde o să pun câinele. Bun, deci prima dată se pune personajul meu, apoi se pune textul câinele, apoi se pune fundalul acesta. Ar trebui fundalul... fundalul albastru este cel pus de prima dată. Apoi se pune fundalul acesta, apoi se pune textul pisica. Eu aș vrea să se pună prima dată personajul meu. Așa că dau click pe personaj, o să pun aici, apoi o să pun pisica, poate că deodată cu personajul, și apoi textul. Hai să-l pun mai aproape. Hai să vedem ce a ieșit. Putem să punem textul un pic mai, așa, și aici. Bun. Și ar trebui să mai facem un video de final cu mulțumesc. Și să schimbăm personajul. Opa. Am șters ceva ce exista înainte. Vreau să-mi pun personajul meu, dau iarăși la caracter, iarăși aici, îmi pun personajul și
Pot să caut happy. Să vedem dacă este ceva. Uite aici. Este o animație cu mine fericită. Bun. Ca să vedem ce a ieșit, dăm click pe preview. Așa. Am văzut că au fost niște probleme. 1. Se continuă scenele de care eu nu mai am nevoie, așa că o să le dau click pe delete la fiecare. Scena 7, de la scena 7 acolo. Bun. Din greșeală am dat click și la scena 5 și la scena 6. La scena 7 trebuie. Așa. Bun. Apoi am văzut că aici textul dispare și poza cu pizza nu dispare. Și ca să vedem de ce textul dispare înainte să se termine scena aceasta, dăm click pe text sau aici pe text și vedem că el apare în secunda 6 jumate, dar dispare în secunda 10. Și o să-l prelungim până la finalul scenei, care înseamnă secunda 17. Dar totuși scena e un pic cam lungă. Hai să facem scena în loc de câte secunde are acum? De 11 secunde să aibă 4, la fel ca și celelalte. Pentru a face acest lucru, dăm click din nou aici pe Animation Timeline. Aici vedem că durează de la 6 la 17. Dacă dăm click pe minusul acesta, asta înseamnă că taie din numărul de secunde cât durează scena. 16, 15, deci acum avem de la 6 la 15, vrem să aibă 4 secunde, înseamnă că o să lăsăm de la 6 la 10. Deci mai tăiem un pic, 12, 11, 10 secunde. Bun, hai să vedem acum dacă e bine. Bun, acum arată mai bine. Ok. Și poate că ăsta ar trebui să dureze un pic mai mult, 2 secunde e un pic cam puțin. Deci durează de la 0 la 2, hai să punem să dureze 3 secunde. Acum o să dureze de la 0 la 2,5, la 2, la 3, la 4. Bun. Durează de la 0 la 4. O să vedem și aici, 4 secunde. A doua scenă durează 4 secunde, a treia scenă 4, a patra scenă 3, a cincea scenă 4 secunde și ultima scenă 2 secunde, eu zic că e de ajuns. Și cam atât despre cum se creează o animație folosind Animaker, de fapt un video folosind Animaker. Se pot pune încă o grămadă de alte elemente. V-am arătat mai înainte aici cum puteți să puneți proprietăți care înseamnă imagini mai mici, cum puteți să puneți alte feluri de text dacă vreți, cum se pune un background, cum se pune o imagine. Hai să vedem ce ar fi semnat să punem o imagine. Uite, o imagine cu o fetiță, așa? Înseamnă că puneam doar imagini aici, dar o să ștergem că nu avem nevoie de ea. Cum se pune un alt video în videoul nostru? Hai să vedem videoul acesta despre stop motion. Hai să-i dăm drumul la scena 3 să vedem ce... Ați văzut că s-a pus... Opa,
acel video, dar dăm din nou Ctrl Z ca să ne-l șteargă pentru că nu avem nevoie de el. Și sper că se aude pe fundal. Tot videoul acesta are o muzică de fundal și poate nu ne place cea avută inițial și vrem să o schimbăm. Ca să facem acest lucru, dăm click pe orice scenă, dar ar fi bine pe scena 1, și apoi click pe video timeline. Odată am dat pe animation timeline și apoi pe video timeline. Aici pe video timeline o să putem să vedem că 4 secunde e prima scenă, 4 secunde a doua scenă, următoarea, următoarea și tot așa. Și aici jos o să putem să vedem că are un sunet de fundal. Deci partea aceasta e despre ce este ca și video și partea de jos este despre ce este ca și sunet. Și vedem că dacă dăm click pe preview, o să cânte acel sunet de fundal. Ca să alegem altul, aici la partea de music, doar trebuie să nici nu trebuie să dăm click, doar trebuie să ne apropiem de unul dintre sunetele acestea. Îmi place mai mult acesta, așa că o să dau click pe plus. Și o să văd că mi l-a pus aici. Asta înseamnă că sunetul va începe doar de la secunda 12, dar eu vreau să-l înlocuiască pe cel de dinainte, așa că o să dau click pe cel de dinainte, dau click pe delete, apoi dau click pe cel pe care l-am pus acum și cu drag and drop o să îl pun de la început, din secunda 0. Dacă dau zoom out un pic, o să văd. Trebuie să dăm de la scena 1. Dacă dăm aici de la scena 1, o să văd că mi l-a pus de la secunda 0 încolo, dar vreau să se întindă până la finalul filmulețului. Așa că o să merg din aproape în aproape, deci pe scena 2 este, pe scena 3 este, pe scena 4, scena 5, scena 6 și văd că sunetul merge un pic mai mult decât videoul și vreau să-l pun să fie exact atât. Bun. La secunda 21. Și acum hai să-i dăm drumul de la început. Dau click pe scena 1 și dau click pe acest buton. Bun. Și atât. Ca să îl salvez, dau click pe Publish, pe Download Video, îmi aleg să fie HD, vreau să fie MP4 și dau click pe Download. O să dureze o vreme, când o să se încarce acest... aici pot să dau click pe X. Când o să se încarce această animație până la capăt, îmi va apărea un link ca să merg la aici, la secțiunea aceasta și o să fie un buton de download. O să vă arăt acum din videourile mai vechi. Dacă dau click acolo, este un buton de download. Acesta este videoul care se descarcă acum. Sper că v-a fost de ajutor. Și să ne auzim cu bine în webinarul viitor. Salut!